Salut! Cum sunteți voi și ce faceți? Bună ziua! Bună dimineața! Vă pup mult! Acum știți ce am făcut? Am probat 8, da, modele de palton cu 8 cămăși, Tony Richardson. Ca să știți. Sunt cămăși, da, frumoase. Un material scump și bine ales. Asta se poate face așa sau altfel. Ca să ne vedem. Așa, așa. Vă salut cu drag. Aceasta este o cămașă, la fel Tony Richardson, și un palton frumos, da? Din culoarea roșie. Simplă, fără accesorii. Îl închizi și pui aici frumos, da? Acest cordon. Și îl închizi frumos, așa. Și te duci. Vi-l arăt și aici. Să nu ziceți că nu vi-l arăt. Priviți. Cașmir. Lână. Salut! Preț, el am. Costă 650 de lei cu transport inclus în România. Sunt pe mai multe culori. Da? E extrem de fin, roșu și lucios. Ca să știți. Aceasta este cămașă Tony Richardson. O cămașă care nu se îmbotățește. Ca să știi. Eu nu sunt în Spania, sunt în România. Și permiteți-mi să vă mai arăt. Acest, iată, model este roșu. Și acest model noi îl găsim și pe culoarea, imediat vă arăt. Îl pun aici și luăm o altă culoare. Luăm culoarea asta. Da? Tony Richardson. Luăm culoarea asta. Acesta este S. Da? Palton original, în condiții, frumos, fără defect. Anumite părți din interior sunt lucrate manual, cu un respect enorm pentru fiecare client. Acesta este foarte frumos, nu știu dacă e mai bine cu lumină, pentru că are o forță, da? O frumusețe, o culoare care te scoate din anonimat. E un model care nu trebuie să-ți lipsească. Noi privim același model în 7 culori. Fetele, o trebuie neapărat, da? Să vă arăt cum se poate trăi frumos, căci frumusețea este o atitudine. Acesta este simplu, fără nici măcar un accesoriu, pentru că, da, frumusețea este o atitudine. Știu că este superb pentru că nu investesc decât în lucruri care aș vrea să le aveți și voi. Continuăm cu următoarea culoare. Le pun aici și luăm altul. De acesta îl ador. Știți de ce? Pentru că, da, îi negru. Și negru nu poate lipsi din garderoba nici unei femei. Cașmir. Are, iată, o frumusețe, da? Îi negru, 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 negru. Nu-i glumă când îl iei pe tine pentru că e negru. Se închide frumos, da? Simplu, da? Și ieși din casă.
permite să-ți arăt ceva atât de fin. Este fin. Este negru. Lucește. Îl am pe S, L, M, XL. Să știți că mama mea este nebunită după acest model. Este simplu și frumos. Îți dă, iată, personalitate, forță, încredere. Chiar și atunci când nu o ai. Aceste cămăși le am pe mai multe culori. La fel. Un material care nu se îmboțește. Te violează. Ha! Nu se rupe. Ca să știți. Continuăm. Cu un alt model. Altă culoare. Uitați. Îl ador. Îl ador. Îl ador. Anca Cârcu, da? Tony Richardson, da, cu fir, da, cu o foiță din aur. S. Intrăm în el. Acesta este din lână pură, 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 pură. Priviți o lână pură. Din lână, albastru. Vi-l arăt și în oglindă. Imediat mă uit la comentarii. Din lână pură. E greu, mai puțin că aici am o scamă. E greu el, da? Pentru că e din lână. Ține o căldură. Ce căldură. Îl am pe S, M, L, XL. Este într-adevăr, da? Un model impresionant pentru că e bine așa? Pentru că îți ajută, da? Personalitatea. Continuăm. Un alt model. Altă culoare, da? Ia să vedem. Ce culoare avem noi pentru voi? În continuare. Această culoare o ador. O ador. Dacă ar fi să aleg, aleg asta. De ce? Pentru că face diferența din tot ce am avut eu vreodată. Uitați, priviți, fetele. Priviți, priviți, Dumnezeule, priviți. Ia să schimb aici, să vedeți. Așa, uitați. E impresionant. Are o frumusețe, da? Aparte, da? Uitați. Priviți ceva frumos. Lână și cașmir. Sunt modele asumate, modele, da, marcă înregistrate la OSIM. E foarte frumos. Priviți. Cică unul. Acesta este culoarea, cum se zice, da? O vișină. Să spun așa. Un vișiniu, așa, nu știu. Că e foarte frumos, fetele.
Cu acesta rămân. Foarte frumoase. Mă întreabă cineva dacă acestea din spatele meu sunt bijuterii. Sunt bijuteriile mele. Ale mele. Ale mele. Sunt bijuteriile mele. Nu știu de ce mă întrebi. Ale mele. Ale mele. Continuăm. Așa. Mă duc, da, pe cealaltă parte ca să răspund la întrebări. Închid aici. Am probat de numai. Așa, bună dimineața. V-am prezentat, iată, că v-am promis că vă prezint cele 7 culori din Tony Richardson, pentru că iată, este iarnă și trebuie să avem un palton frumos care să facă diferența. Bună! Așa. Salutări! Și aceste, iată, cămăși, da? Le-am adus în firma mea, Tony Richardson. Sunt cămăși de mătase adevărată, care nu se cocoroșește niciodată. Și sunt foarte frumoase, permiteți-mi să vă arăt. Le puteți folosi cum vreți. Puteți face tip not cămașă. Sau un papion. Sau ori așa, tip cravată. Sau un papion. Cum vreți. Eu iubesc papionul și, adică nu papionul, tip fundă. Pentru că femeia este totuși un cadou care te alege. Așa, fac aici o învârtitură. Așa. Vă citesc mesajele imediat. Superbe paltoane. Da, sunt superbe pentru că nu plătesc știfturi. Și nu cumpăr material de căcat. Ca să știți. Acest, iată, palton, îl vedeți pe mine, da? Are o finețe aparte. Este fin. Se vede că ești femeie scumpă. L-ai luat și se vede că e scumpă. Ce zice? A venit colega de clasă, mamă, și avea un palton așa frumos. Da, e semnat Tony Richardson. Mi-l asum. E frumos. Așa, te admir profund, profund. Unul îmi zice, ești penibilă. Mulțumesc, o să pun asta la sandwich. Și o să o mănânc. Așa, cât costă paltonul? 650 de lei cu transport inclus în România. Cămașa este și ea de mare efect. Este o cămașă de mare efect, bineînțeles. Permite-mi să-ți o arăt. Este o cămașă, da? Foarte frumoasă. Priviți. Da? Este o cămașă frumoasă care te ajută, da? Poți să o faci cum vrei tu, e discretă, înțelegi? E o cămașă care e extrem de fină. Atâta de călduros, atâta de mare căldură ține. De ce? Pentru că e originală, nu e poliestiren. Căcat. Pe băț. Și e foarte frumoasă. Așa am pe S, pe M și pe XL. S, M, L, XL. E atâta de fină, te nu vrei să știi ce fină e. Când te pune mâna un bărbat pe tine, ce poacă. Toate erau mătase. Să știți că bărbații vorbesc foarte mult de cum sunteți îmbrăcate. Pe ei îi interesează foarte mult cum tu duci îmbrăcămintea până la capăt. Sunt multe haine care nu au legătură cu omul, pentru că omul nu știe să gestioneze o haină bună. O haină bună va face diferența și atenție. Îți va deschide uși. Punct. Eu mă uit la asta la femei în decursul vieții mele. Hainele sunt 65% suntem haine. 35% ceea ce a mai rămas îi tonul. Gândurile expuse. Da? Gestica.
Cum gesticulăm, cum arătăm, cum băgăm mâna în ochi. Etică, da? Pe urmă, părul, machiajul, parfumul, vreo 7%. Ca să știți. De asta eu am dat multă importanță, mai mult acum, hainelor, iată, un picuț un machiaj simplu și gata. Dacă îmi lăs și părul, a, sunt o vulpe, hai să vă las părul. Priviți o vulpe, o vulpe la ora asta. Ia, mi-am lăsat părul. Priviți, o vulpe. Așa, curvele stau pe TikTok. Mulțumesc, dacă e plural, hai să ne vedem. Că așa-i. Dar tu ce ești dacă stai pe TikTok? Noi suntem curve, adevărat. Da? Și noi facem copii, e adevărat. Știi cum e? Da, noi facem copii. Da. Și tu ce ești dacă noi suntem curve? Hm? Că tu te uiți la curve, deci tu te identifici cu ceea ce suntem noi și atunci bine ai venit și tași și stai jos. Că suntem o familie. Paltonul chiar nu-i scump. O geacă feș este prețul ăsta, o dă? Așa, nu-i scump pentru că îi firmă. Ca să ne înțelegem, îi firmă, înregistrată la OSIM. Îi firmă, îi brand. E bine acum că zic, îi brand, îi firmă. Deci nu-i... Că-i prinde lumea de... Că nu mai știi ce faci pe internet. Continuăm. Continuăm aici. Am dat 7 milioane pe o geacă de la Nike și este din polistiren. Trist. Continuăm. Bune, rafinament, eleganță, stil frumos, te scoate în evidență în orice situație, atât pe mine cât și pe tine. Te ador, doamna Claudia. Da, se pune polistirenul acasă. Ancuța spune de aia cu jumătate doctor. Da, sunt asistent medical generalist, jumătate doctor. Da, așa sunt. Asistenții medical generaliști, într-adevăr, fac 3 ani, dar, într-adevăr, noi suntem mai eficienți ca și ceilalți. De ce? Pentru că până ce vin ei cu 12 ani de studii de prin nu știu unde să-ți dea diagnosticul, trebuie să treci de prima linie. Asistenții medical generaliști, care te întreabă, bună ziua, cum vă numiți? Și notăm, ați avut alergie? Da, și noi îți ascultăm inima, ca și doctorul, hei, lău. Așa, și dacă e totul ok, și noi îți putem prescrie să te duci. Înțelegi? Nu te preocupa. Așa, continuăm. Îmi zice, găsim online, găsiți la numărul de pe TikTok. Pe TikTok este un număr de telefon și eu vă trimit ceea ce voi cereți. Nu uitați că aceste cămăși, da, le-am pe S, M, L, XL. Este pentru toată viața. Ai cumpărat-o și o ai pentru toată viața ta, cămașa asta. 1, 2. Am 7 feluri de cămăși de lux, în condiții. Cât costă cămașa? Cămașa costă 175 de lei. Asta. Oricare cămașă. Repet, e brand. Deci nu îi orice. Că dacă ar fi orice, n-aș fi eu să le vând. Pentru că sunt ale mele. Și eu nu-s gârcită. Niciodată n-am fost gârcită. Dar tatăl meu zicea, Anca, tu niciodată n-o să ai bani. Și l-am întrebat de ce. O zis că ești mână spartă. Atât ați de sufletistă. Eu câștig... Nu știu, că poate mă mai gândesc, poate să fie 200 de lei, poate 975, că e prea ieftină. Așa, ce culori mai sunt la cămăși? 7, nu știu, scriem pe WhatsApp, că o să trimit catalogul. Ce măsură are cea de pe tine? Asta de pe mine? Are S. E mică, nu-i mare. Asta e S. Am L, M, S, XL. Așa, mulțumesc frumos. Scuze pentru deranj, am cerut un catalog pentru cremă. Mi-l poți trimite, te rog frumos. Îți pot trimite dacă tu îmi scrii la numărul de pe TikTok, numărul de pe WhatsApp. Acolo am un WhatsApp. Atât pe Facebook cât și pe YouTube găsești numărul meu, 0741-227-099. Și eu acolo, da, îți trimit. Am scris pe acel număr, foarte bine făcut, pentru că voi vedea. Așa, paltoanele au fost geniale. Vreau și eu unul pe roșu. Da, am pe roșu S, M, L, XL. După 6 ani cu amanta am băgat divorț și l-am dat afară din casă, îmi spune că el nu m-ar fi lăsat. Păi da, nu te-ar fi lăsat, să știi. Pentru că ai devenit din prima fața lui Dumnezeu soție, ai devenit a doua roată la căruță.
Mai înțeles? Și e bine că te-ai lăsat-o. Pentru că el are un drum încât nu o să aibă nevoie de rota de rezervă, care ești tu. Și de ce să stai în fața unui destin care, oricum, când el dorme cu tine, se gândește la femeia care îi place, amanta. Și bine să rup conexiunea asta. Știi de ce? Pentru că tu nu repar traume străine. Și punct. Dacă Shakira, care dădea din cur și din buric cu o voce de o rup globul, da? Bărbați să-și fac laba și astăzi, îi dau un cap. A fost lăsată, abandonată, părăsită. Dă-vă pe tine că te doare spatele toată ziua. Gândește-te. Lăsată, abandonată, părăsită cu doi copii. Dă-vă pe tine. Hei, tot timpul, mă doare spatele. Și aia era toată mușchi. Gândește-te. Așa. Te pup. Da, dar am scris de 5 zile, iubita. Este imposibil să nu-ți răspundă. Înseamnă că nu ai scris unde trebuie. Dar nu-i problemă, că o să înveți. Trebuie să pui numărul memorie. Și după ce pui numărul memorie, o să-mi scrii pe WhatsApp. Când îți dă prima pagină unde sunt eu în 4 poze, acolo, atunci să știi că e WhatsApp-ul bun. Pentru că totuși nimeni nu poate să greșească, pentru că e un abonament. Deci nimeni nu merge în pușcărie. Ăla e WhatsApp-ul firmei mele. Cumpărat, plătit, cu abonament, în condiții. Deci nu poți să zici că nu s-a răspuns nimeni de 5 zile, pentru că nu există așa ceva în casa Tony Richardson, care e foarte bine pregătită și condusă de mine. Să știi. Nu există așa ceva. Nu există. Dacă îmi demonstrez, pot să încerc gratis ce vrea mușchii tăi. Continuăm. Sunteți de revistă. O zi bună, iubita mea, am slăbit cu dieta ta. Bineînțeles că ai slăbit. Bravo, bravo. Așa trebuie. Așa. Mai puneți un picuț paltonul pe tine. Paltonul? Da, îl pun cu plăcere. Paltonul, stai să vă arăt. Paltonul este, v-am spus, Tony Richardson. Da? Acesta este modelul, este mărimea S, da? A modelului. Este S, Tony Richardson, brand. Da? Cu foiță de aur și, bineînțeles, are un respect enorm, da, căptușeală, de lux. Se vinde în toate țările din lume, da, în condiții, da, vedeți toate țările, da, Tony Richardson, așa, este din cașmir și lână, ca să știți, și este un palton care face diferența. Face diferența din tot ce ai avut și n-ai avut. Stai să vedem. Mă puțin, așa, ca era să mi-l pin. Cade telefonul. Uitați. Atâta. E foarte simplu, pentru că acest model este simplu. Nu are accesorii. Pentru că frumusețea este simplă. Nu este cu exagerări și cu nu știu ce. Da? Are un luciu, da? Frumos. Priviți. Și așa stă și pe tine. Pentru că eu când m-am dus să aleg material, am cumpărat 1000-2000 de metri și ele vin așa. Ele nu pot să vină altfel. Deci nu există că am văzut și am primit altceva. Nu! Mi-ai trimis poza, Anca, vreau ăsta. Și eu spun dacă l-am. Deci nu există nebunii. Nu știu dacă în România ceva e corect și adevărat 100%. Dar vă rog să priviți un brand. Adevărat, corect, 100%. Așa. Anca m-a ajutat foarte mult cu șamponul și săpunul cu argint coloidal. Fata mea nu mai are râsete la școală că avea coșuri. Mă bucur. Pentru că ți-am spus să nu mai duci la dermatologi și la tot felul de rețete și la tot felul de doctori care vă umilesc și vă țin pe acolo pe coridore și nu mai știe nimeni de voi. Fata are nevoie într-adevăr de un săpun și un spray cu argint coloidal. Din momentul în care îți vine săpunul cu argint coloidal și tu ai o parte care ține de eczemă, de, atenție, herpes. Herpesul distruge în 3 zile, în 3 zile nu mai ai. Deci nu ești un flash 7 zile, 12 zile și nu mai știi ce să faci. Ai umblat acolo, ai spart bupa aia ca să aibă contact cu spray-ul. Și când a făcut, te trezești dimineața și zici, Doamne, dar nu se poate așa ceva. Și încă o chestie. După a doua, a treia apariție a herpesului, nu mai apare niciodată. Ca să știți. Și nu un pic, și nu dacă e niciodată. Continuăm. Și fata mea are mătreață multă. Foarte rău că are mătreață multă, pentru că are niște glande care sunt cu sebum și ele la rândul lor trebuie îndepărtate. N-are ce căta pe
păr și nici pe față, ca să fie gras, adică cu coșuri și cu sebumul și cu porii deschiși. Trebuie închiși, doamnă. Vreau și eu un palton cam cât ajunge. Un palton ajunge între 24 și 48 de ore în România. În străinătate ajunge în 4 zile. Și cu DHL în 3 zile. Depinde câți bani ai. Pentru că DHL-ul ajunge între 25 și 55 de euro. Dar îți ajunge în 3 zile, direct la portă, la ușă, la număr. Lucrez cu toate, pentru că sunt o firmă serioasă și normal că lucrez cu toate. Continuăm. Îmi place foarte mult asta. Astăzi o să stau toată ziua cu asta. Să știți că eu sunt o femeie care o sufăr. Ca să vă spun și de ce. Iubesc să fiu femeie și iubesc să fiu elegantă. Ca să știți. Bun. Eu, că de exemplu, de aici mă duc la Camera de Comerț Agricolă și Industrie, pentru că mi-am deplătit o ultimă factură pentru periuța Tonic Richardson, care intră în firma Tonic Richardson. Ea, la rândul ei, este un cum să spun, o achiziție Tonic Richardson, care nu există în lume, că dacă e acceptat, e pentru că ce înseamnă OSIM? Care e primul? În cazul de față cu periuța sunt eu. Și am plătit bani de m-am speriat. Și acum plătesc, mă așteaptă domnul Bălan, la Camera de Comerț Agricolă și Industrie, la ora 2, mă așteaptă în ședință. Și mă duc așa frumos cu Brentoni Richardson, cămașă și așa. Și știți ce vreau să fac? Fuste. În câteva zile ajung fustele, care sunt de mare nivel, de înalt nivel. Fustele. Așa, un model care nu l-ați văzut niciodată decât pe mine, pentru că eu știu ce fac. Mulțumesc, domnule Tadică, pentru 120 de trandafiri. Așa, Tadică, te pup. Să-mi spui dacă îți plac hainele, mă înțelegi? Aici Tony Richardson e cămașă. Așa. Când ai stat așa frumos, da, elegantă, în fața unui bărbat și să refuzi, niciodată nu o să uite stilul tău. Stilul rămâne toată viața, fetele. Aveți să ai ceva, eu sunt în UK. Îți trimit și în UK. Tu scrie-mi la numărul de pe TikTok și eu îți trimit catalog. Ca tu să te uiți. Cum să nu? Cu plăcere. Eu sunt înnebunită după haine. Doamnă, e și normal. Hai să spun de ce trebuie să fii înnebunită după haine. Când, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu tine și ai murit. Tu nu mai știi că ai murit. Bun. Ce se întâmplă? Se întâmplă că oamenii din jurul tău zic: era atât de frumoasă femeia asta. Avea dinți curați. Era elegantă. Era toată parfum. Avea niște haine deosebite. De unde dracu le găsea? Dar dacă nu te îngrijești și dinți murdari, și nespălată, zice, pentru ce să mai trăiască? Pentru ce trebuia să mai trăiască? Pentru ce? Grijă! Trebuie să fiți educate, trebuie să fiți cu clasă, pentru că România nu este pregătită să educe femeile. Femeile în România sunt marginalizate. Și totuși, unde conduce femeia este dragoste, iubire, forță, credință, da? Un misoginismul știm ce a făcut. Ne-a vândut. Da, bun, continuăm. Așa, ce părere am despre femeia română? Femeia română este o femeie distrusă. Este o femeie fără repere. Este o femeie care suferă. Pentru că s-a dat în femeie cum s-a dat și în poporul român și în averea lui. Da? Pentru că comuniștii și securiștii au furat, au dislocat. Copiii noștri sunt sclavi propriilor noștri, cum zicea Eminescu, noi cerșim din poartă în poartă că munții noștri iau poartă. Ca să știți ce se întâmplă. Și da, eu nu mai am încredere în ceea ce se întâmplă pe șicherul politic. Pe mine mă interesează să vină la cârma țării un rege, monarhie, cum a fost, pentru că înainte s-a făcut atâta mii de kilometri, ăștia nu au fost în stare nici măcar să repare într-o oarecare măsură. Totuși, la Paris se zicea, la București se zicea micul Paris. Prețul grâului în lume se făcea la Brăila. Hei, nu suntem nebuni. Bun, continuăm. Bun. Vă salut. Da, cât costă paltonul ăsta? Acesta? 650 de lei cu transport inclus în România. 650 de lei costă acest parton și îl găsim pe 7 culori. S, M, L, X, L. Așa, continuăm. Este un parton foarte discret, foarte corect și foarte bine punctat. Nu are defect, cu o căptușeală de lux.
Da? Lucrat manual, anumite părți din el e lucrat manual. Deci dacă vine unul, te violează, te bate, ți-a geanta, paltonul rămâne, agățătoarea rămâne, Tony Richardson rămâne, asta rămâne, ca să știi. Pe mine mă interesează asta. Îmi place de dumneavoastră frumoasă și înțeleaptă, mulțumesc frumos. Uite, Mihaela, ea nu poate să constate sau să deducă decât ceea ce îi ia în interior. Mie îmi place cel crem. Da, cel crem este un parton frumos, mai ales ăla tip muștar. Ui, o nebunie! O nebunie! Ia să vedem. Lenuța, Gabriel, Anca, dăm și mie, Adela, te pup, scumpă, dăm și mie, te rog frumos, un număr pentru pasta de dinți. Pasta de dinți, da, este o pasta de dinți cu argint coloidar pentru albire, pentru paradontoză, pentru tot ce ține structura bucală, da? Care, iar la rândul ei, este o pastă cu argint coloidar care, atenție, se poate înghiți. De ce? Pentru că sunt mulți la care le miroase gura și sunt mulți care le pute gura din cauza că aici, da, în amigdale, au tot felul de alb de la. Și atunci, argintul coloidal dezinfectează și este indicat să înghiți. De ce? Pentru că are mentă naturală din ulei natural, da? Deci mentă naturală cu ulei și argint coloidal, care doar asta face, dezinfectează, pregătește, da? Albește, da? Și ajută gingia și paradontoza. Pasta de dinți e minunată, îmi zice doamna Adela Uța Ungureanu, vedeți? Pasta e bună și la copii de 3 ani, e bună, copilul meu își spăl cu pasta de dinți, de la 0 luni, e când are dinți, la copilul meu, eu cresc cu dinții la 4-5 luni. Anca, poți arăta lungimea paltonului? Cum să nu, doamnă? Vă arăt lungimea paltonului. Unde să mă duc să vă arăt? Atât ai de frumos, aceasta e o culoare foarte frumoasă. Care se vede așa? Așa se vede bine. E până aici, fetele. E 1,71 m. Cu tocul. Căci, normal, cum aș putea să fiu altfel, Dumnezeule? Da? Este un palton frumos, simplu. Nu are accesorii. El merge așa, când ai de te dus. Dar eu tot timpul închid. Partea asta o pun aici, asta aici, dar ușor. Pentru că acesta este culmărimea S. Și de aici vin frumos, știți? Și închid. Atâta. Și așa rămâne. E extrem de fin și extrem de elegant. Puteți vedea frumusețea lui? Trebuie să se vadă. Cât poate fi de lucios, da? Uitați. Am pus un video pe Facebook ca dumneavoastră să vă uitați la el și să vedeți ce culoare vă place. Și vi-l trimit cu plăcere și cu bucurie și cu asumare. Stai că eu sunt tot o treabă cu părul ăsta. Așa, ești superbă. Suntem femei frumoase și suntem femei superbe. De ce ai gândit să faci haine? M-am gândit să fac haine pentru că eu am văzut ceva pe internet în urmă cu ceva timp și când am comandat m-am spediat ce a venit înapoi. Și cum este posibil să fie atâtea minciuni pe internet? Ca să știți, sunt niște minciuni extraordinare. Că vezi una, primești alta. Îți vine să mor, nu știi pe cine să dai în judecată. Pasta de dinți costă 16 euro, adică 80 de lei. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru acele minunate produse. Crema de față este miraculoasă, îmi zice doamna Mimi Neagu. Am încercat să vă trimit mesaj, dar nu merge, doamna Elena. Nu merge că nu vrei să meargă. Sună, nici să suni. Nu poți să suni? Sună, că te suni înapoi. Cu plăcere. Și mie mi s-a întâmplat, Cati, scrie-mi. Un mesaj, pune numărul memorie și pe urmă scrii. Anca Cârcu eu sunt, sau Tony Richardson. Că oricum o să ai nevoie de firma asta. Avem site cu produsele,
Acum mi-au venit paltonele, că v-am spus că îmi vin paltonele și mi-au venit și cămășile. Dar mai aștept o săptămână pentru site ca să-mi vină și fustele, ca să știți. Așa, bună ziua din Spania, salutări. Continuăm. Maria mă salută. Anca, cât costă șamponul? Șamponul cu care și eu mă spăl, da, este un șampon cu argint coloidal, care e pentru păr, pentru volum, pentru forță. Și vă pot scrie fetele care au cumpărat de la mine. Bună ziua din Ucraina, salutări, Ucraina! Eu mă spăl cu șamponul ăsta. Jumătate doctor, ha! Jumătate doctor, corect. Daniel, îmi trimite o Daniela. Așa. Așa am pățit și eu, am cumpărat două lenjerii de pat și am zis că sunt din Buba, chiar când au ajuns la sintetic. Corect, bătaie de joc. Abia aștept fustele. Fustele sunt niște lucruri impresionante. Cu un material de nerefuzat, de avut, cu grăbire. Rochițe tricotate nu faceți? Nu, nu cred în moda aia. Hainele tale se găsesc doar online, numai online deocamdată. Urmează să deschid magazin în toată lumea. Eu confirm, toate produsele sunt bune, îmi zice Mimi Neagu. Mulțumesc, doamnă. E o doamnă care o lua de la mine. Fă, nu mai aburi lumea zdreanța dracului. Marius, eu sunt acea zdreanță, cea cu ochii de faianță. Cine este acea nenorocită zdreanță, cea cu ochii de faianță? Este Anca, acea zdreanță, cea cu ochii de faianță. Sunt eu. Ce onoare să fiu o zdreanță. Aș putea să fiu zdreanța ta. La, 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 la. Acum să văd dacă te ține zdreanță. Bună. Mâine îmi va veni comanda, abia aștept. Bravo, Daniela. O meriți. Îmi zice, da, tu ești o femeie care toate am vrea să fim. Da, am cumpărat din Vrancea sunt. Da, pe normal că o cumpărat. Ce crezi, că minte, nu minte? Și, bă, doamnă, știu, o cumpărat, pentru că mi-aduc aminte numele. Că toate comenzile trec prin fața mea. Așa, și sunt promptă și serioasă. Bună, da, e foarte bun șamponul și balsamul și au un miros super. Am cumpărat și sunt foarte mulțumită. Zice doamna Maria Todorici, doamna cumpărat de la mine. Bravo, bună doamna, mă uit cu drag la dumneavoastră, atitudinea dumneavoastră e un exemplu. Sunteți o femeie, sunteți o scumpă din Germania, îmi zice doamna Daniela Mutu. Salut, scumpă. Da, mulțumesc frumos. Da. Anca, tu ești modelul în viața mea, corect. Hai să vă spun ceva. Când tu ai un model în viața ta, zici, doamne, cum ai lucrat în viața Ancăi Cârcu? Să zic că tu mă admiri pe mine, un exemplu. Doamne, ajută-mă să pot. Nu ca ea, și mai mult, știi de ce? Că sunt oameni și mai buni ca mine. Copilul meu dimineață, știți ce a zis? A zis, mama, eu sunt bun și frumos și sunt unic. Îmi vinea să-i bag mâna în mașină și să opresc mașina și să-i dau cu un gât. Și am stat, soarjul Antoni. Îmi venea, glumit. Și am zis, Toni, ascultă ce spune mama. În dimineața asta, și o să-ți, pentru că ai deschis subiectul ăsta, o să-ți aduc aminte în fiecare dimineață. Ca tine sunt mulți, mulți mai buni copii. Tu nu ești unicum, nici mama nu e unică. Că sunt unică din punct de vedere că Dumnezeu ales să fiu Cârcu Viorica Ancuța, e adevărat. Dar ceea ce fac eu, alții fac lucruri mult mai bune ca și mine, da? Pentru că și ca și tine sunt mai buni și ca și noi. Sunt mai buni. Pentru că dacă eu la copilul meu îi spun că are dreptate, pe mine nu mă interesează că îl rănesc. Pentru că societatea asta nu o să-l îmbrățișeze și nu o să-i spun atâtea complimente cât îi spun eu. Și atunci, pentru ce să îmi leagă în limba degeaba? Când eu trebuie să educ copilul, pentru ce să-l pup? Și nu l-am pupat. I-am spus, nu, Toni, tu nu ești bun. Ești, dar ca tine sunt mulți mai mulți buni. Și s-a dus liniștit și a zis, da, mama, e dreptate, așa-i. Pentru că societatea nu o să-l pupe cum îl pup eu. Mă înțeleg, nici maestru și nici iubie lui în viitor. Ca el sunt mulți mai mulți buni. Și ca mama, și ca tine, și ca noi. Pentru că ăsta e adevărul. Și atunci eu i-am spus dimineața, da? I-am spus, Toni, mama nu își leagă în gura și limba, ca să-ți facă ție complimente. Pentru că lumea nu o să-ți facă complimente. Și dacă eu te obișnuiesc cu complimente, eu ce fac cu tine? Îmbrățișez propriul meu monstru?
Nu! Nu! Într-adevăr, fac haine foarte frumoase, dar sunt mulți, mulți mai buni ca mine. M-ai înțeles? Bun. Ancuța, te iubesc din suflet, cu stimă și respect, îți doresc tot binele din lume, mulțumesc frumos. Da, Anca, unde găsesc toate produsele dumneavoastră? Ancuța, sunt Iuliana din Italia, aștept cu nerăbdarea pachetul cu rochițe. Da, doamna Iuliana Iulia, e o doamnă care e extrem de, o femeie frumoasă, o femeie care lucrează, o femeie care și-a găsit liniștea, o femeie care aproape că a renunțat la România, ca să știți. Și o femeie care cumpără lucruri de la mine regulat și o schimbat. Mersul, da? De la colonă, înălțimea. De ce? Pentru că mă admiră. Și când admiri un om care Dumnezeu a investit în el și ilumină, tu admiri pe o viitoare sosia ta. De ce? Pentru că tu nu îmbrățișezi pe ăla care ești, wow, ești, nu, nu, măi, să ne, încă o dată spun. Oamenii care cumpără de la mine sunt oameni care știu să facă diferența. Că degeaba cumperi tu din altă parte, că până la urmă o să vezi că una vine altfel. Nu doar cu lucrurile mele, ci și cu atitudinea primită de mine în cazul în care mă știi. Pentru că eu prefer să mă știi ca să iei de la mine din ceea ce eu sunt. Pentru că eu sunt o femeie care iubesc că sunt femeie. Eu cred că Dumnezeu pentru mine, ca și pentru Iuliana, care e o feministă convinsă, a ales perfect să fim femei. Ca să știți. Și dacă noi suntem femei, vulturi, noi trebuie să zburăm. Noi n-avem ce căta cu găinile aici la gunoaie. N-avem. Nouă ne plac înălțimile. Vulturi. Că dacă ești vultur, trebuie să zbori. Ce să cați prin gunoaie și prin, pe jos? Când locul tău e sus. Acolo, sus, sus. Înțelegi? Și doamna Iuliana, da, și-a cumpărat de la mine două rochițe. Și încă două, patru în total. Și-a cumpărat ea. Care mă duc la Western Union, mi-a pus bani. Deci nu are rost. Și ca ea sunt mult mai multe femei care sunt atâta de frumoase, îngrijite, autoritare, prezente, feministe, serioase, creștine. De ce? Pentru că eu m-am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, hainele mele să ajungă pe sufletul tuturor femeilor. Fetele, eu mă duc ca să aleg materialul. Eu nu trimit pe nimeni, că n-am pe cine. Eu mă duc, eu l-aleg. Și când pun mâna pe material, eu și știu pe câte dintre voi pun mâna. Pentru că eu nu-mi bat joc. Eu nu sunt siliconată, că vuzele așa și zic, hai dați ca mine. Nu! Fiți naturale. Întăriți-vă credința în Dumnezeu și faceți minuni cu ce aveți. Pentru că dacă voi faceți minuni cu ce aveți, voi n-aveți nevoie de nimeni. Și niciodată să nu zici că nu ai, pentru că toate resursele sunt în voi. Și cu voi, cu voi înși vă puteți. Voi nu aveți nevoie de nimeni să vă zică cât ești de bun și cât ești de rău, pentru că vă mint. Ca să știți. Tu trebuie să știi ce ești când te rogi la Dumnezeu și trebuie să știi și cine nu ești. Și asta Dumnezeu știe. Da? Pentru că pe mine nu mă preocupă ce gândește omul. Că ce gândește omul gândește în funcție de interese. Eu n-am niciun interes. Ce gândești tu despre tine, eu nu știu, pentru că eu despre tine nu gândesc nimic la dracu. Nimic! Nimic! Nu ați văzut pe mine că eu comentez, că nu știu ce, că nu știu cum. Eu am sute de mesaje care mulți scriu cretină, prostă, nenorocită, urâtă, sugi, asta, asta. E adevărat, ai dreptate. Dar când dormi, dormi cu exact ce ți-ai scris în dreptul tău. Pentru că pe mine acele cuvinte nu mă ajung. Și nici nu mă întăresc și nici nu mă slăbesc. Eu mă duc mai departe și știi de ce tu dai în mine, ca discuții, în ghilimele, că n-ajunge la mine și nu o să ajungă niciodată. Pentru că tu ești construit dintr-o mizerie care tot timpul îi picurătura care în fiecare zi face diferența de răutate. Și o arunci, dacă nu pe mine, pe copilul tău și așa mai departe. Anca, ce să fac? Pentru că soțul meu tot timpul vine nervos și copilul deja simte oboseala. Da, trebuie să știi un singur lucru, că trebuie să-l ții departe de el, pentru că tu ai nevoie ca acel copil în viața lui să dea randament. Dragi bărbați, vreau să vă las un mesaj. Nu știu, că cred că am vreo 5 care se uită la mine. Tată sau viitor tată, când o să fii la vremea potrivită aleasă de bună Dumnezeu, copiii sunt un lucru impresionant. Da? Nu fi supărat și nu fi în tensiune când ajungi acasă, pentru că tensiunea ta n-are de ce să o ducă soția
și nici măcar copilul, un copil care la rândul lui are nevoie, știi de ce? De zâmbet și de pozitivitate. Îi indicat să plângi decât să țipi ca un nebun. Pentru că dacă țipi, o să fii ignorat în casa ta, bineînțeles. Și în fața lui Dumnezeu nu o să mai ai cuvinte multe de spus, pentru că Dumnezeu zice, ți-am dat. Și n-ai respectat. Ți-am dat valoare, ți-am dat copii, ți-am dat timp, ți-am dat. Și n-ai venit la mine să-mi spui nici mulțumesc, nici nimica. Și ți le e, Dumnezeu, știi de ce ți le e? Ți le e și le dă la altcuiva, ăla care are mai mult. Știi de ce? Pentru că dacă nu respecti ceea ce ai, ți se ia. Ca să știi. Și pe urmă îi țipa și nu te-au auzit nimeni. Nimeni nu te mai aude. Pentru ce să strângi tu o inima unui copil și să-i superi? Apără inima copilului tău, spunându-i adevărul. Nu-l certa, nu țipa la el, explică-i. Dragul mami, e bine, dar ascultă aici. Hai să spun de ce. De ce? Ca el la rândul lui să se gândească, să-l pregătești, să-l jlefuiești, să aibă mai multe variante de răspuns la ceva. Lăsați ura și discordia, pentru că dacă asta semeni, asta vei culege. Indiferent cât de mic îi, copilul știe tot, ca să știi. Dimineața s-a dus bunicul, m-am trezit să-mi duc copilul, ca de obicei în fiecare dimineață. Copilul vine și zice, mama, te rog, scuze, e ora de grădiniță. Așa îmi zice. Mama, scuze, știe că trebuie să mă ridic din pat. E ora de grădiniță. Când îl văd așa, eu-l duc oriunde. Scuze, zice, mama, e ora de grădiniță. Scuză că te trezesc, e ora de grădiniță. Așa îmi zice copilul meu la 4 ani și 6 luni. Și eu când îl văd atâta de educat, nimic nu mă oprește să mă duc. În pijamale, l-am dus la grădiniță, nu-i problemă. Mama, rămâi și conduci și du-te acasă și du-te dacă nu în birou. El știe ce fac după aia. Și are dreptul să știe. Nici și măcar ușa nu-i deschide la copil, că se duce singur și deschide 3 uși până ajunge la profesoră. Nici în spate nu se uită. După mine, pentru că eu nu sunt sclava lui, să-l duc până la portă. L-am dus 2 săptămâni. După 2 săptămâni, în fiecare zi făceam un pas în minus. Un pas în minus. Un pas în minus. Un pas în minus. Până ce-o învăța să intre și să dea jos de mașină. Pentru că eu nu sunt sclava lui. Da? Bun. Ca să știți. Continuăm. Tadică, te pup mult. Tadică, de exemplu, e un tip cu care eu mai vorbesc din când în când, e un bărbat care copiii sunt primordiali în viața lui. Deci el știe că nu există glorie fără copii. Ei, adevărat că ești minunată, bună dimineața. Așa să fie sănătos beatul. Așa este, doamnă, doamnă, omul rău îți distruge viața și nu au oamenii și dacă îi lasă copiii vin cu nu știu ce. Omul rău îți distruge viața, nu. Omul rău îi da de Dumnezeu ca să vadă credința ta. Tu nu trebuie să cobori la cuvintele unor oameni răi și să te mânjească, decât dacă tu la rândul tău nu ești trecută prin atâta rău încât să nu mai asculți de rău. Ce schimbă pe un om? Lucrurile rele, da? Dezamăgirile, problemele. Dar dacă tu știi că tu nu faci probleme, pentru ce, dracu, Doamne, iartă-mă, să accepți probleme din altă parte, dacă tu nu le faci? Fiecare să-și le facă și să-și le rezolve în dreptul lui. Ca să știi. Continuăm. Vă pup duce din Torino. Anca trimis și în Chicago. Da, paltonul ți-l trimis și în Chicago. Ți-l trimit oriunde în lume. Anca, am scris că vreau exact paltonul de pe tine. Iubesc vișiniu acesta care este o unică culoare. Da, e un vișiniu frumos și practic este culoarea regalității. Este culoarea regilor, culoarea monarhiei. Da? Acest Bordeaux. Așa am eu mobila, acolo. E la fel. Și permiteți-mi să vă arăt. Eu nu am cumpărat să dau decât lucruri care mie mi-ar plăcea să le port. Îmi spune oamenii care lucrează pentru mine, îmi spun, Anca, mie mi-ar plăcea și culoarea asta, dar știu că nu-i la nivelul tău. Angajat să știu că eu nu investesc în căcat. Ei știu că tu dacă te îmbraci cu o rochiță sau cu o cămașă sau cu o fustă sau cu un palton sau cu ceva din familia Tony Richardson, e ieșită după capul meu. Ei știu că eu nu-mi bat joc de clienți. Și punct. Și să vă arăt cum e culoarea regalității. Stați. Uitați aici. Și mă duc că nu mai pot sta. Trebuie să plec. Uitați. Culoarea regalității. Vedeți? Un Bordeaux. Vedeți ca un
Scaunul. 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 Asta e o masă. Ați văzut? Așa, continuăm. Îmi scprim părul. Ce mai zice aici? Doamnă, da ce vine așa răstit. Felicitări dumneavoastră pentru că educația copilului. Vă pup dulce din Torino. Mulțumesc frumos. Continuăm să citesc mesajele. Ești minunată. Culoarea pe verde ai. Cred că da. Ești minunată. Adevărat vorbești. Ești o super femeie. Papionul meu. Ce-am eu? N-are nimeni. Trebuie aranjat. Normal că eu atât am. Uite așa. Adevărat vorbiți, așa, Linda mă salută, doamna Carina face semnul, trebuie, vă trimis salutări din Maramureș și o zi frumoasă, mi-am comandat crema de pete și mi-am albit fața și nu am crezut, te rog să mă scuzi. Da, sunt multe femei care spun, apoi cât am încercat și așa, îmi vin mie cu foarte multe, cum să spun, discuții de că știți cât sunt ele de dezamăgite. Și cred că sunt dezamăgite, pentru că piața, zicea Socrat, e plină de lucruri de care n-am nevoie. Și avea dreptate. E fericit nu cel care are și cel care nu dorește să aibă. Pentru că dacă tu dorești să ai la tot ce mișcă în piață, rămâi dezamăgit. Trebuie să alegi, să stai, să vezi mesaje, discuții. Că altfel îți pierzi banii și nimeni nu-i devine. Așa, mă bucur că ți-ai albit fața. Ai făcut bradul, copilul a pus bradul. A zis, mama, pot să pun bradul? Și a zis, da, Toni, poți să-l pui. Aveți încredere, Ancuța aveți încredere, zice doamna Iuliana. Ancuța are produse de calitate, eu le-am încercat pe toate, sunt super, fac minuni. Bineînțeles, dacă m-a trădat prietena cea mai bună, ce să fac, Carina, scumpă? Hai să-ți spun ceva. O prietenă bună de-a mea, dragă mie, care am iubit-o, iubesc și o voi iubi, știți ce a făcut? M-a sunat și a zis, vorbești, ai vorbit rău de fiică mea, nu știu ce. Eu nu vorbesc rău de nimeni. Bun. I-am închis telefonul, pur și simplu. Când am auzit cine i-a spus, m-am liniștit. Hai să spun ceva. Uite, acum îmi dau seama că nu m-am făcut cu rimel pe ochi. Bun, mă scuzați. Deci, hai să spun ceva. Prietena ta nu te-a trădat. Dumnezeu i-a dat putere să facă acest lucru. Știi de ce? Pentru că tu oricum ai simțit ce se va întâmpla și tu, prin bunătatea ta, nu ai vrut să o îndeparți. E momentul să-i mulțumești la Dumnezeu pentru ceea ce tu concret ai văzut prin trădarea respectivă. Și nu ce contează că te-o trădat că s-o uitat la porc, te-o trădat că s-o uitat la bărbat, nu contează ce. Tu trebuie să nu mai pui întrebări. Că Dumnezeu zice, pentru ce mai întrebi tu oamenii în cazul de față pe mine și vrei răspuns din gura oamenilor când eu ți-am închis o ușă? Dacă Dumnezeu ți-a închis o ușă, tu de ce ceri acum răspuns? Am o prietenă care m-a trădat. Iisus știa că va fi trădat. Și știi ce a făcut? O dat în continuare de mâncare la masă. Atenție! Mulți știau de secretele lui și de întâlnirile lui, dar pe ăia nu îi mai avea la inimă. Dar asta nu însemna că trebuia să-și ducă crucea, mă va trăda Iuda. A acceptat tot. Pentru că știa că ea, făcând lucrul ăsta rău ție, a rămas cu o dezamăgire față de ea însăși. Și tu de aici trebuie numai să zbori, numai să crești. Mulțumește pentru dezamăgire și zici, Doamne, m-a durut. Te rog să n-o petreci în drumul vieții ei. Atât. Asta nu-i răzbunare. Asta e trezire la momentul când Dumnezeu va vrea. Nu te uita să cadă și ea. Că acum ești căzută tu și nu-i loc de doi. Du-te mai departe. Că ai de lucru. Așa, când cineva îmi zice, ai vorbit rău de cineva, ai făcut rău de cineva, auzi, ai dreptate. Dar lasă-mă în pace. Pentru că eu am două părți. O parte foarte bună și una mai mult mai bună. Pentru că te ignor. Ca să știi. Și atât ai de bună încât te-am șters din creier. Ai fost atât, așa cum nu mai ești nimica. Și punem pământ și așteptăm o iarbă nouă. Asta tot. Continuăm. Deci, Carina, doamnă scumpă, fii încrezătoare. Ai o idiotă în minus. Și să vezi ce ușor ești acum. Și acum
nu trebuie să calzi, trebuie să speri, să-ți cumperi haine, să fii plină de viață, să fii în centru atenției vieții tale, pentru că ai multe lucruri de făcut. Și acum tu o să fii bine, știi de ce? Pentru că o dezamăgire, știi ce înseamnă pentru o femeie cu duble oaie, coaie, ovare? Mers înainte. Continuăm. Vă mulțumesc foarte mult. Am avut o prietenă și i-am spus secretele și m-a trădat. Da, te-a trădat? Nimeni nu îi obligată să-ți ține ție secretele. Pentru că tu când încarci un om de secrete și de lucruri, știi că el într-o zi se va descărca. Pentru că îl încarci. Da? Și pentru ce îi spui tu lucrurile prietenei tale? Și să știi că ea, dacă va vorbi de tine 2 ani, va vorbi pentru că tu i-ai spus. Și știi de ce? Ea nu minte. Și știi de ce nu minte? Pentru că tu i-ai spus. Ca să știi. Și pentru ce i-ai spus atâtea secrete? I-ai spus secrete, cel puțin taci, fă-ți alte secrete și du-te mai departe. Și când vine alta femeie sau prietenă și așa, că văd că ești dependentă de căcat, tu trebuie să nu-i spui nimica decât lucrurile care sunt de suprafață. În profunditatea spun eu la Dumnezeu. Știi de ce? Cu Dumnezeu ai aliat și știi pe unde ai lăsat durerea și El tot lucrează. Cu prietenele, dacă nu le spui și ceva nou și ceva nou și ceva nou, se vor plictisi și te vor lăsa, ca să știi. Și te vor vinde, pentru că tu le-ai spus. Zice, doamnă, Anca, soacra și cumnatele joacă la două capete în fața soțului, e bine? Niciodată nu-i bine să-i spui soțului despre cumnată, cumnată despre frate, frate despre tine, tine despre nu zice nimic. Trebuie să stai decisă în ale tale acțiuni. Și când îi discuții sau așa, tu zici, nu știu, nu mă interesează. Mă interesează alte lucruri concrete. De exemplu, să fac niște cartofi prăjiți. Este un lucru care le pot face. Asta tot. Păi nu, că eu am auzit că eu nu știu ce, nu te băga în trocă că te mănâncă porcii. 1 și 2, da? Dacă vezi că ei tot timpul sunt împreună și sunt tip bisericuțe, împreună. Fă-ți și tu prieteni de alt nivel, dar nu îi intra în concurs. Fii pregătită pentru un alt nivel. Dar nu le spune că eu vă știu programul tot timpul, voi mă vindeți, voi vorbiți de mine. Nu. Schimbă-ți stilul, prietenii, că încet, încet Dumnezeu te va mișca de acolo. Încet, 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 încet. Nu cu ură, nu cu discordie. Că încet, încet tu nu ai ce să faci acolo. Ce să faci acolo? Bună ziua, am 2 băieței mici, dă-mi un sfat și creșterea lor, te rog frumos. 2 băieți mici, trebuie unul să nu faci discriminare și 2, când pe unul pui să facă curățenie, Joș, să-și ia lucrurile, celălalt trebuie să facă la fel și să-l ajute. Atâta tot. Ei sunt o echipă în orice moment și ei, unul față de altul, au dreptate în alegerile bune. Punct. Eu cu băieții, de exemplu, eu cu băiețelul meu, Tony, mă joc. Și eu am o curățenie generală în casă. Eu sunt foarte sensibilă. Și așa e și în firmă, și așa e în haine și în tot. Și eu asta trimit ce sunt. Eu nu pot să trimit ce nu sunt. Și după ce ne jucăm, zic, Tony, mama vrea să se ducă. Da, mergem. Strânge jucăriile. Și strânge jucăriile. Le strânge și le pune frumos. Dacă îi zic pe culori, știe culorile. Nu se poate altfel. Se îmbracă singur. O zic, mama, eu nu mai sunt mic să mă îmbraci. Mi-e rușine că mi-aduce aminte. Eu nu sunt mic să mă îmbraci. Are dreptate. Se îmbracă singur. Eu nu sunt mic, mama, să mă îmbraci. Mie îmi vine să-l pup de rup. N-are dreptate. Da, unii ori mai îmbrac și așa. Mama, stop, cum zice. Nu sunt mic să mă îmbraci. Nu. El de un an jumate să îmbracă singur. Stop, mama, îmi zice. Stop! Da. Eu dacă vorbesc o prostie, că eu sunt mai rapidă și recunosc, mai colerică. Mama, te rog frumos să zici și tu scuze că ai vorbit o prostie. Da, Toni, scuze, mama, n-ai nicio șansă. Cum îl înveți? Așa te învață. Îi dai timp, îți dă timp. Îi dai dragoste, îți dă dragoste. Îi dai ură, îți dă ură. Îi dai scârbă, îți dă scârbă. Suntem sclavii cuvintelor rostite. Așa, te urmăresc cu foarte mult, dragă, îmi place de tine. Așa este. Așa. Bun. Câți ani are Toni? 4 ani și 6 luni aproape. Bun, Ancuța, fiica mea a fost părăsită cu un bebeluș de 3 săptămâni. Foarte bine. Tu nu o părăsi. Și spune în felul următor. Ai un copil, ai un stâlp.
Nu mai face pentru o bucată de vreme altul, ca să înțelegi ce îi ceea ce ai făcut. Du-ți povara sau bucuria, pentru că un copil și o povară și dar și o bucurie. Pentru că îi așa, așa, doar o bucurie frumoasă, într-un Dumnezeu. Așa, și explică-i copilul important. Acum trebuie să faci și să te ajut să faci cum nu a făcut eu ție. Dragoste, curățenie, disciplină. Bărbați, nu te preocupa. Acum tu trebuie să crești cu copilul și să-l ajuți. Așa trebuie să-i spui. Și să ai grijă de el și tu și ea. Asta tot. Nu s-o întâmpla nimica. Eu nu cresc un copil singur de 2 ani jumate, doamnă. Ce diferență e care 3 luni sau așa, când el nu-i? Nu-i pentru toată lumea. Nu-i nici pentru 2 luni, nici pentru 7 luni. Nici pentru 10 ani. Și asta nu-i problema. Problema e ca să nu repete din asta. Așa aproape de Dumnezeu trebuie să aibă fica ta ca să-și ducă copilul la împlinire într-o Dumnezeu. În rest, astea nu-s probleme, doamne. Are un copil minunat. Să fie binecuvântată. Da, seamănă cu bunicul lui. Bună ziua, dragă mea, ca să știți că mi-a ajuns coletul. Vă mulțumesc, îmi zice doamna Elena Cain. Mulțumesc, doamnă. Ce mă bucur, doamnă. Mă bucur, doamnă. Așa. Înseamnă foarte mult așa. Anca, ți-am scris că vreau o cămașă exact cum am pe tine. Da, o cămașă asta cum am eu pe mine este o cămașă, da? Tony Richardson, da? E o cămașă extrem de frumoasă. Nu se cocoloșește niciodată pentru că este mătase 100%. Așa. Are o căldură și o, iată, da? Model aparte. E modelul vechi din lumea modelelor. Adevărate, nu rahaturi. Da? Și trebuie făcut așa și lăsat așa o codiță. Uite, eu sunt cu codițele astea așa, așa. Una vine așa și una așa. Pentru că femeia este un cadou, o fundă, adică un cadou, care te alege. Așa, continuăm. Îmi zice, sunteți rude cu Dana Budeanu, ziceau în Cancan. Da? Nu știu, sunt trimis și mie la apar, n-am văzut. Foarte adevărat. Mulțumesc pentru sfat, Anca, Doamne, ajută să te binecuvânteze Dumnezeu, doamna Sopia. Știi de ce ție până acum nu ți-a mers bine? Pentru că tu te-ai destăinuit cui nu trebuie. Știi cui să te destăinui de acum încolo? Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este adevăr, este liniște și pace. Dacă tu i-ai spus, el deja știe totul. Oricum el știe totul, dar dacă și îl spui, înseamnă că e pentru el și el trebuie să lucreze. Dar dacă tu îi spui la prietena ta ce lucrează, că te vinde și știe intimitățile tale și lucrurile tale și ea de tine va vorbi o bucată de vreme pentru că ea nu crede că tu nu o să-i mai spui nimica și te va săpa. Știi de ce? Pentru că tu ți-ai creat propriul tău dușman și tu i-ai spus totul. Și ea când îmi spune mie despre tine, eu știu că nu minte. Știi de ce? Că tu i-ai spus. Ca să știi. Așa, continuăm. Bună, ce părere ai de o relație la distanță, doamnă? Un bărbat care te iubește nu stă la distanță. Un bărbat care te iubește te ia cu tine. Hai să spun încă o chestie. Am aici niște vecini, da? Care sunt la început. Și el s-a dus în Germania. Și când s-a dus în Germania, a lucrat o lună sau mai puțin de o lună. Și a venit și și-a luat soția cu copilul. Ca să știi. Nu a durat o lună! A găsit chirie... Și a venit și a luat soția și copilul. Aici, la prima gardă. Gardă, aici. Aici. Aici, mă separă un gard, un gard. Ca să știi. Și atunci, nu a lăsat-o nici cu pe fetiță și nici pe soție. A venit și a luat soția și copilul în Germania la lucru. Și cu tine ce distanță aveți voi? Câte globuri aveți, doamnă, voi? Ce aveți? Între noapte și zi, de la meridiana, din ecuatorul bombat. Între noapte și zi, meridiana 45, aia e? Nu, bine, aia nu-i distanță, doamnă, pentru cel ce iubește. Aia e frecție la picior de lemn. Continuăm. Numai pe mine nu mă ia soțul. Soțul? Nu te ia soțul, înseamnă că vrei să te căsătorești. Îți trebuie dureri de cap. Nu ți bine cum ți. Bună, Anca, ce părere ai de dormit în camere separate soțul cu soția din cauza bebelușului? Copilul are nevoie de ambii părinți, în special de mama să dormă cu el. Ce se întâmplă cu el, nu știu, că noaptea e lungă. Acum, nu el, al doilea nichiduță, să știe toate mișcările. 1, 2. Are nevoie de mama mai mult ca de tată-sau. Și va trebui să se înțeleagă că unele nopți
trebuie să se doarmă cu bebelușul. Adică 80% cu bebelușul și 20% cu el. N-ai ce să faci. Pentru că în fond și la urma urmei, copilul până la 2-3 ani are nevoie de mama lui. Da, am o părere bună. Stai acolo departe că ți-e bine. Ca să nu stai de două ori, să mai faci unul. A fost și soțul meu câteva luni în UK, eu cu fiul meu am rămas în România, ne certam mereu, așa că s-a întors. Doamnă, nu știu pentru ce te-ai certat, dar dacă s-a întors, e ok. Vezi că dacă s-a întors și vei merge rău și n-ai bani, să știi că s-a întors din cauza geloziei tale și toată viața ta aduce aminte de asta. Bărbații îmi spun că sunt prea directă, vulcanică și colerică. Suntem două, doamna Denisa. Suntem femei colerice, e adevărat. Pentru cei ce nu sunt într-un Dumnezeu. Un bărbat într-un Dumnezeu te apropie de Dumnezeu. Iar cel rău, scârcit, care te întreabă ce lucrezi ca să știe dacă cumva îl poți să-l ții, să se pregătească, mă, asta poate fi sclava mea, hai să o întreb cu ce lucrează. Un bărbat când te întreabă cu ceea ce lucrezi, un bărbat n-are voie să întrebe așa ceva. Ce lucrezi? Să te întrebe un bărbat ce lucrezi? Nu-i voie, nu-i normal așa ceva să întrebe. El lasă să se întreabă, zice, hai să întreb ce lucrează, să vedem dacă poate fi sclavă, să vedem că face mai mult ca mine, mai bine ca mine, rămân, mai caut. Unii bărbați sunt mai profitori ca femeile. Ca să știi. Și da, e bine că ești directă, pentru că în fond și la urma urmei, adevărul e unul. Și adevărul oricum ar fi, el rămâne un adevăr. Deci tu nu crezi, tu să nu crezi că te ceri cu unul spunându-i adevărul. Nu! Tu zici, auzi măi, Vasile, eu nu vreau să te țin aproape. Eu nu mă spun că ești un manipulator, un pervers și un fals. Asta tot. În modul mai departe. Permite să închid partonul și go! Te duci. Next! Asta e adevărul. Pentru că nu poți tolera minciunile, pentru că tu nu mai ești făcută din minciuni. Tu le-ai depășit. Deci, auzi, bă, eu făceam asta pe la vreo 16-25 de ani. Păi eu nu mai fac asta. E cu minciuni și cu, am uitat, acum nu știu ce, asta îi spui la măta. Nu mie. Și atunci e normal. Trebuie să fii vulcanică și colerică, pentru că vine unul care îți va înțelege limba ta. Unul. Pentru că tu nu te schimbi decât pentru unul și ăla nu se schimbă decât pentru una. Încă nu v-ați întâlnit. Continuăm. Bun, mă duc. Da, exact așa e. De ce sunt dependentă de figurantă care nu mă schimb să am pe unul lângă mine? Exact. Doamna Ancuța, mă uimiți cât de spontan dați sfaturi prețioase și pline de înțelepciune. Bună ziua! Soțul meu a vorbit cu o femeie la telefon de 4 ani. Ce să fac? Zice că e prietena, eu nu o cunosc. Soțul meu vorbește cu o femeie la telefon de 4 ani. Ce să fac? Să vorbești și tu la telefon cu cineva câteva zile. Și să vorbești în continuu. Înțelegi? Și spune că nici tu nu o cunoști. Pentru că dacă pe om nu-l faci să simtă magnitudinea durerii care el ți-o provocă, el nu știe că te-a rănit. Pentru că sunt obraznici. Și tu știi. Pe mine m-ar durea să vorbească 4 ani de zile, m-ar durea. Sunt 4 ani la dracu. Că tu, în practic, în mine te sforți un cancer. Și pe urmă zici că vrei să scapi de mine. Scap eu de amândoi. Și duceți să vă vorbiți în cea parte. Nu. Când ești serioasă și dai tot, trebuie să primești ceea ce dai, dacă nu, se schimb regulile și îți faci reguli. Ai înțeles? Stimată doamnă, ce pot să fac să scap de stresul ăsta? Cer mă smacină de când a plecat copilul meu. A plecat, a murit, doamnă? Spune, a murit? Să-mi scrie doamna Elena. Elena, a murit copilul tău? A plecat sau în străinătate, că nu înțeleg mesajul. Ce să faci când soacra nu te suportă, măi, Daniela? Să te îmbraci frumos cu haine Tony Richardson. Ce zici, soacră? Vreau să schimb garderoba. Ce mărime porți? Comportă-te frumos cu ea, nu te suportă. Da, că o veni pe lume să nu te suporte pe tine. Că nu te suportă o femeie, întărește-ți credința și îmbracă-te de 10 ori mai bine. Să vadă că ai stil, rafinament, da? Bogăție, da? Independență, în primul rând, că ea vede că nu a putut să fie ca tine niciodată. Și cel puțin îi dai un motiv și dacă e rea, să vadă cât e de rea. Zice că este la școală copilul departe, doamnă. Copiii, zicea Nicolae Iorga, nu ne datorează viața, ci doar creșterea. Tu, în calitate de mamă, ți-ai făcut treaba. De ce e supărată și te macini? Că s-a dus copilul. Copilul oricum se duce. Și de la Buj la Georgeta, la Maria,
La Gabriela, la Fernanda. Și ce ai tu cu asta? Trebuie să te desprinzi, pentru că el, copilul tău, nu-ți datorează nimic, doamnă mamă. Și nici mie, copilul meu, și nici la una copiii voștri, nimic decât creșterea. Decât creșterea. Este indicat să plângi în fața copilului și este indicat să-ți aduci aminte, da? Că ei, copiii ție, nu-ți datorează nimic, doamnă, nici măcar o ceapă de cerată, nimic. Un respect și ăla din telefon, mama, mai trăiești? Da? Nu, bine, pa! Viața i-ai dat-o și creșterea, atât. Dar el ție nu-ți datorează nimica, da? Bun. Și pentru ce plângi? Să fii acolo bun și dacă îți trimite o poză, e ok. Trebuie să plângi de câte ori mere? Păi băiatul tău după școală mere l-a frecat să te zis, doamnă. Hello, și trebuie să taci că-și rupe pereți când o aduce pe una și-o rupe pe pereți. Și ce, suferi de două ori? Și că n-ai dreptate aici. O, indiferent când, cât te-ai obișnuit cu băiatul tău, trebuie neapărat să-l lași. Pentru ce te macini? Nu-ți bine singură? Ce-ți trebuie? Ce-ți trebuie? Îl ai în suflet, e suficient să se ducă. Ce vrei să stea lângă tine? Lângă tine copiii nu cresc și nici lângă mine copiii nu cresc. Și acum, știți ce am făcut zilele astea? Am sunat pe prietenii mei din Bistrița, pe ăștia și s-au spus, suși, puși. Și am să auz, ce vreau să duc pe copilul meu la fotbal? La tatăl său era fotbalist. Și au zis, da, îl aducem, Anca, nicio problemă, ne pregătim. Câți ani are copilul? Zic, are 4 ani și 5 luni. Nu, Anca, numai la 5 luni. Neapărat, să se ducă. Că avem treabă. Investim în el și când ești fotbalist, am înțeles, când e avocat, am înțeles, când e la Cambridge, am înțeles, când e la frecat, am înțeles. Vă mamă, ce în sufletul, doamnă, lasă-le, doamnă, lasă-ne pace. Stai că ai ești mamă, doamnă, să fii binecuvântată, știi de ce? Pentru că fără maternitate nu există glorie. Ai cunoscut gloria și punct. Copilul meu zice, mama, 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 mama. Uneori îl să-mi zic așa mult, că mi-i dor să-mi zică mama, 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 că sunt mama la 35 de ani. Mama, 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 că îi rup nasul. În ultimul timp mi-a lăsat să-l pup. Acum zice, mama, mai ușor cu pupatul că am crescut mare. Are dreptate. Are dreptate. Trebuie să fii rece, dar într-o credință. Că dacă n-aveai copii niciodată, ce te măcina? Ce te măcina, doamnă? Mămică, dragă, ce te măcina? Tot timpul vă trebuie un motiv să vă legați de ceva. Ți-ai făcut treaba? La revedere! Dacă vrei să-ți prezinte copilul când o să fie bunică, o să ai de crescut destui. Stai cu minte. Lasă-l o bucată de vreme pe unii. Continuăm. Bine, doamna Elena. Bun, mulțumesc de înțelegere. Și ce ți-am spus ție, mi-am spus și mie, ca să știi. Îmi zice, ăla când se va însura, mama lui va fi teroare pentru noră. Ce să fac dacă soacra mea vrea să-mi fie mai aproape de mine decât feciorul? Are o obsesie. Doamnă, iară te legi de ceva și așa mai departe. Pe ea o ții la distanță, pentru că dacă ea vrea să fie cu tine atât de mult, tu oricum vei ști să controlezi asta. Tu trebuie să știi că nu poți să vorbești despre intimitate cu măsa, despre cât de bine sau cât de rău ți-o dă băiatul ei și să taci și să zezi de treabă. Pentru că tot ce e aproape strică. Pentru că oricum ești o intrusă. Înțelegi? Care e copilul. Înțelegi? El e copilul. Bună ziua, adevărat, da, doamnă, v-am înțeles, cu respect, vă mulțumesc frumos. Ați văzut, doamnă? Elena, să-ți dau urmărire. Bun. Nu știu, că văd aici că ești tu cu un bărbat. Elena, Laura, iată. Nu știu ce e acolo. Anja, bună ziua tuturor! Dacă un bărbat e mai mic de 5 ani, poate funcționa un raport? Doamne, foarte bine, foarte bine. Dacă nu funcționează un raport, dă-i un viagra, că fost la urma urmei. Acum, în ultimul timp, ăștia mor mai mult de inimă ca bătrânii de 90 de ani. N-ai pierdut nimic, cel puțin să moară fericit. Ce părere aveți despre viața cu socrii în casă? Nu știu, că eu nu accept așa ceva. Ca să știi. Adică poți să stai în casă, dar tu să ai camera ta. Dacă vă puteți întâlni la o mâncare și așa, e ok. Dar în principiu poți să ignori și să-ți duci visul tău până ce îi fi pregătită de visul tău și să-ți muți odraslele pe acolo. Anca, partonul de pe tine este enorm de frumos. Da, e un parton frumos, am spus. E un parton frumos în condiții. Când stai, vorbește pentru tine.
Așa e și sora mea. Bună, ce părere ai și dacă fiica mea are 17 ani și s-a mutat la prietenul ei de 25 de ani, ce poți să fac? Să te duci la poliție și să zici, eu sunt mama lui Elisabeta, care s-a mutat la un copil care nu are 18 ani. Fiica mea este minoră, virgulă. Începând de astăzi, fiica mea stă acolo. Și gata. Că voci la urma urmei. Și poate să căsătorește cu ea, poate nu să căsătorește cu ea, dar tu trebuie să anunți, pentru că totuși stă cu o minoră. Primul lucru care trebuie să-l faci e dreptul tău. E ce să fac, ce să fac? Ce crezi, că mereu vine? Nu, 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 trebuie să știi. Te dezici de ea. Te, virgulă, dezici. Că n-ai ce să faci. Ce să faci? Așa, bună să fii iubită, draga mea. Da, am vrut să mă, da, să mă opereze că am cancer. Da, a vrut să mă ducă să mă opereze că am cancer. Mare adevăr, și pe mine m-a iubit soacra și socrul mai mult decât soțul. Acum, da, mă iubește și... Numai că și cine îl poartă este o femeie extraordinară și stilată. Aveți site cu produsele doale? Dacă îmi scrii pe TikTok, eu pe TikTok, pe numărul de pe TikTok, e un număr de mobil. Eu îți trimit... Așa, aveți copii, am un băiețel frumos. Mi-ar trebui încă doi, dar n-am cu cine să-i fac. Ce părere aveți despre homosexuali? Doamna Bianca, Dumnezeu pe ei îi iubește foarte mult și sunt sigură că Dumnezeu niciodată nu te greș. Și știu că dacă le-a făcut, dacă la acel bărbat i-a făcut un cocoșel, trebuie să-și ducă misiunea până la capăt, pentru că e vultur și bărbaș trebuie să zboare. El n-are ce să caute cu găinile. Pe jos. Să ne iei din țâțe, să ne iei din creastă, să ne iei din foiare, să-și spună roșu, să-și facă coada nu știu cum, să-și spună nu știu ce sub coadă. Nu! Îi un bărbat cu coaie, cu un penișor, care trebuie să fie până la capăt. Bun, masculin. Că Dumnezeu oricum pe ei iubește. Ei sunt pierduți pentru că sunt unii în depresie. Și depresie în engleză înseamnă lipsa conexiunii. Nu sunt conectați cu Dumnezeu. Și dacă nu ești conectat cu Dumnezeu, cu lumina prima, toată viața ești în întuneric și tot timpul zici că ai venit pe pământ greșit. Nu! Noi suntem greșiți că te suportăm. Nu. Tu trebuie să-ți întărești credința, că dacă îți întărești credința, Dumnezeu îți întărește toate. Și mădularele, și coaiele, și forța, și casa, și familia, și stârpul, și sidul, și fundația, și tot. Atenție, încredere și disciplină într-un Dumnezeu. Atâta tot. Și lesbienile la fel. M-ai înțeles? Ceau, draga mea, încuț, am umblat cu unul însurat, dar acum nu mai umblu că a început să mă controleze. Păi, da. Că tu trebuia să-l controlezi pe el, financiar. Așa e când încurci una cu alta. Și îți place și asta. N-ai nimic din asta. Decât niște pasiune, care pasiunea cu timpul a devenit o simplă poftă. Și știi de ce te controlează? Și de ce el te controlează? Pentru că lui e foarte bine, că pe el n-are cine-l controla. Și dacă vrei să termin cu asta, poți să-i salut soția. Așa, mă plec. Plec. Anca, vreau și eu șamponul de păr. Da, șamponul de păr îl am cu argint coloidal pentru părul uscat, năcăjit, care vezi pe aici cum am eu păr, care crește, așa, care trebuie să crească, că dacă nu ai păr și căzut, numai că trebuie. Eu sunt o femeie, iubesc un bărbat, dar a trebuit să acceptăm deciziile altora. Sigur, dacă așa e. Că și alții când se culcă cu voi în patus. Și de-aia trebuie să fiți și să zică ea. Bună ziua, copilul meu doare dantura și sângerează. Când se spală, ce poate face? Mulțumesc. Doamna Maricica, e Crăciun și eu îi trimit fiului tău la acel copil care sângerează dantura, o pastă de dinți, căci atâta am, atâta pot să-i dau, o pastă de dinți gratis și suport și transportul. Vă rog, doamna Maricica, să-mi scrieți ca să-i dau fiului dumneavoastră o pastă de dinți cu argint coloidal pentru gingii, pentru bacterii, pentru carii, pentru îmblânzirea gingiilor, da, de parodontoză. Vă trimit și vă dau cu plăcere. Salut-o și din partea noastră. Anca mă înjură a unul acum că i-am cerut bani, a zis că sunt urâtă. Doamne, suntem două urâte, dar banii rămân să ni dăie. Nu uita să te faci cu rimele înainte să pleci din casă. Doamne, ai dreptate, zeule, când ai dreptate, să mi-ai adus aminte. Uf. Rimel, I find you, I find you. Numai puțin să mă dau cu rimel, pentru că fata are dreptate. Că vezi, când fata are dreptate, așa e. O secundă. Uite, mi s-a întrerupt aia. Mi s-a întrerupt amândouă. Fucked! Bun.
Liniște. Un pic. Bun. Las că am fost și mai rău și trebuie neapărat să îmi fac... Iată. Așa e când te grăbești. Chanel. Chanel. Unde ești? Ca să vedeți ce caut, să nu ziceți că n-am... cu mac. Bun. Numai puțin să refac aici codița asta. Normal nu am voie să am probleme cu ea. Don. Terminat. Anca m-a înjurat acum așa. Nu uita să te faci cu rimel, mulțumesc. Și să își ia periuța cu per soft. Doamnă, câtă lume ai ajutat, e super minunat. Felicitări pentru ce? Ce înseamnă pe dumneavoastră feminitatea? Feminitatea este ca să-i mulțumești la Dumnezeu că te-a făcut femeie. Feminitatea înseamnă acel ton care face diferența. Mă înțelegi? Acel zâmbet, da, care îi mulțumește la Dumnezeu zi de zi. Feminitatea e ceva ce, cu ceva cu care tu te naști. Când te uiți și te admiri pe tine însăți, ești o feministă, ești o feministă convinsă și știi că Dumnezeu nu a dat greș. Feminitatea înseamnă eleganția, da, cu care tu te ridici, cu care tu te dăruiești. Sunt multe femei care sunt așa. Da, uite așa sunt. Feminitatea îi înălțimea lucrurilor, da? Nu vedeți? Da? Finuț. Când stai în fața unui bărbat și nu știe ce face, numai atâta faci. Ce îmi spuneai despre program? Uite atâta faci, da. Și anumite lucruri. Aha, ok, mai zi. El știe că tu ești o feministă prin gesturi. Da? Mai stai ce stai și zicea... lipsea. Bine că trebuie, că trebuie să ai ce să scoate. Să ce să scoți, da? E mai bine așa? Sau mai bine așa? Că tu te preocupi că ești o feministă convinsă, pentru că tu știi că ai ce scoate. Ai înțeles? Asta e feminitate. Un mod de a fi. Înțeles? Înțelegi? Ajungi undeva, da? A, am înțeles. Nu, repede, da, ne ajutăm la masă. Nu. Ușor, că dacă faci încet, e imposibil idiotul să se ridice și să-și ia, să-ți ia geaca. Dacă le faci tu repede, că dai, nu știu ce, poc, nu mai ești feminist, feminitate. Da? Ușor. 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 Uite așa. Ușor. Piano. Ce spuneai? Asta e feminitatea. Da? Frumos. Gest. Înălțime. Așa. Bun, plec. Plec. I go. Plec. Bun. Cu ce să mă îmbrac? Să rămân așa îmbrăcată sau să-mi iau pe ăsta roșu? Ha! Că e problemă. Stați să vă întreb. Nu. Știți cu ce mă îmbrac? Cu ăsta, Dumnezeule. Îl iau astăzi toată ziua. Ăsta e frumos, e frumos, vai, curul lui. Cât e fain. Uitați aici. Fiți atenți, ai mea, n-are nimeni. Fiți atenți, ce frumos e. Ăsta e lână. Lână de la bunul Dumnezeu, lână. Lână, fetele mele, lână. 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 Frumos. Elegant. Feminitatea înseamnă și cum să stai jos. Feminitatea îi cum să nu răspunzi la toți. Pentru că trebuie să selecționezi bătăliile. Să rămâi feministă. Nu poți să răspunzi la toți idioții. Că sunt mulți. Hai, dați că plec. E frig afară.
Stați! Îi frig, Dumnezeule! Și dacă-i frig, o să mă dezbrac! Stai să vedem! Anca, gândește, gândește că nu ești plantă, gândește! Așa, scuze că de obicei așa sunt eu. Mergem aici, dacă mergem aici, ce luăm? Fiți atenți, ce cașmir, ce lânuță frumoasă. Uite, priviți fetele. Fiți atenți, ce cașmir, ce lânuță frumoasă. Uite, priviți fetele. Așa, ai gaciu, aici am uite, priviți fetele. Așa, ai gaciu, aici am multe lucruri. Am multe lucruri în care, cu ce să mă îmbrac, domnișoara Cârcu? Bun, fără tocuri, că vreau să mă îmbrac în pantalon pentru că e foarte, foarte frig afară. Urmează linia mea personală de pantof, bineînțeles. Pantof în condiții. Când ai luat? Stați puțin să mă îmbrac cu ceva. Cu ceva. Să nu mă duc așa. O secundă. One second. Să mă dezbrac. Eram în pantaloni scurți, ca să știți. Bun. Dacă eram în pantaloni scurți, să vedem cu ce să mă îmbrac, pentru că aici am lumea pantalonilor. Și, având lumea pantalonilor, o să mă îmbrac în acești pantaloni de cu dungă. Deci, totuși, culoarea asta niciodată nu merge cu negru, Anca. Nu, bun. Nu, puțin. Să ne gândim. Dacă nu merge cu negru, nu luăm negru. Atunci schimbăm. Când ai multe, nici ca mine, nici ca voi, dar nici ca mine. Am foarte multe. Am vreo 30 perechi de pantaloni. Uitați cum sunt fiecare puș. Dungă. Așa. Bun, dar nu știu ce să mă... Așa îi vezi când ai multe. Doamne, Iisuse! Când te mâncă în aripioare. Nu mă pocând. Nu mă pocând de acum. Vă las. Pa! Vă las. Am probleme cu hainele. Ia. Stătea haină. Ia. Nu mă pocând. Nu mă pocând de acum. Vă las. Pa! Vă las. Am probleme cu hainele. Ia. Stătea haină. Ia.